Cei doi tineri de 21 și 23 de ani dintr-o comună dâmbovițeană au fost vizitați de mascații din Prahova miercuri dimineață în cadrul unor percheziții. Aceștia sunt suspectați că ar fi furat combustibil din mai multe tiruri staționate în parcările din comuna Aricești-Rahtivani. Mai bine de 3 luni, făptași ar fi sustras o cantitate de peste 2700 de litri de motorină. Interesant este cum și pentru ce furau aceștia combustibilul. Surse apropiate a anchetei spun că cei doi tineri, care dețineau proprii tiruri cu care făceau diferite curse de transport, parcau autovehiculele de mare tonaj în toiul nopții, când ceilalți șoferi dormeau foarte aproape de celelalte. Cu un sistem artizanal goleau rezervoarele de motorină, iar apoi se făceau nevăzuți. În acest fel au reușit să creeze un prejudiciu care depășește suma de 20.000 de lei. Suspecții au fost duși la audieri, iar procurorii trebuie să ia acum o decizie cu privire la ce măsură preventivă va fi stabilită în cazul lor.